Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Ruxandra Săraru în această seară de 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, dar care a pus bazele Marii Uniri, zi în care ne gândim la unitate. Și ce ne gândim noi când spunem unitate? Ne gândim la limba care ne-a unit, la istoria care ne-a unit și la cultura care ne-a unit și ne unește. Și nu întâmplător în această seară, invitatul meu este un om care a mișcat, mișcă și va mișca România, nu numai în domeniul culturii, dar în domeniul culturii, aș spune eu, este un om care sfințește locul. Este domnul Lucian Romașcanu, a doua oară ministru culturii în această guvernare, fost președinte al Comisiei de Cultură și Artă a Senatului României. Bună seara și bine ați revenit la Radio România Actualități, care vă așteaptă întotdeauna cu mare plăcere, pentru că veniți cu lucruri concrete. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor și privitorilor, că suntem într-o nouă eră a radioului. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, nu știu dacă le merit chiar pe toate. Și, într-adevăr, când vorbim de unire, vorbim de o consecință a unei stări de fapt generate de cultură și generate de esența, de baza oricărei manifestări culturale, fie că e vorba de cea populară, fie că e vorba de cea cultă a elitelor, și anume de limba română. Noi, în prima încercare de a fi împreună, reușită de altfel în 24 ianuarie 1859, ne-am unit în țara aceleiași limbi, care sigur a generat în ambele principate românești același tip de cultură, același tip de manifestare artistică, și nu au făcut înaintașii noștri mari oameni de stat ai momentului respectiv și a istoriei noastre, decât să pună cultura română și românii și limba română între aceleași granițe neîntregi la momentul respectiv, dar care, așa cum am spus, au generat o premisă fantastică pentru ce urma. Suntem la începutul anului sub premize, sub auspicii foarte favorabile. Dacă anul trecut a fost un an în care ne-am revenit din punct de vedere cultural cu un buget mult mai generos decât eram obișnuiți până acum și nu mai puteam să spunem că suntem cenușăreasa bugetului, dacă mi-aduc bine aminte, cu 45% mai mult decât am avut până acum, e adevărat neîndestulător pentru toate ofurile culturale ale fenomenului cultural plenar din România, dar ne-am revenit. Iată că acum și acum avem un buget și mai generos, cu 15%. Cum vă gândiți să-l difuzați în acest fenomen cultural complex care e în România? Este, misiunea Ministerului merge pe două căi importante. Una este asigurarea resurselor fenomenului cultural, în special al celui care ține de Ministerul Culturii. Noi avem aproximativ 95 de instituții în subordine, dar în același timp și finanțarea sectorului independent, care are nevoie de un plus de finanțare, și aici fac un apel și la autoritățile locale și la autoritățile sigur centrale, altele decât Ministerul Culturii, și la sponsori, și încurajez pe toată lumea să investească din ceea ce le prisosește, dacă le prisosește câte ceva și în cultură, pentru că dividendele care aparent nu există palpabile, ele se vor întoarce către oricine investește în cultură înzecit. Și al doilea pilon pe care se bazează activitatea Ministerului Culturii este cel legislativ. Pe lângă ceea ce finanțăm și pe lângă ceea ce, cum să spun, facilităm din punct de vedere al autorității centrale, suntem încărcați cu responsabilitatea fantastică de a crea cadrul legislativ în care tot ce înseamnă cultură și artă se mișcă în România. Și avem în proiect mari lucruri. În primul rând trebuie să scoatem într-un final, după o largă consultare publică, codul patrimoniului. Vom lucra la legea managementului cultural. Am schimbat deja și urmează să mergem înainte pe partea de finanțare de proiecte culturale, cadrul legislativ. Deci avem foarte multă treabă. Anul este bogat.
Aici aș vrea să ajung. E un an cu, în care trebuie să cinstim mari înaintași. Este un an important, declarat prin lege. Este an național Dimitrie Cantemir, an cultural Ciprian Porumbescu, dar sunt și alte multe întâmplări frumoase în acest an. Este centenarul Ion Voicu, este centenarul Gopo. Lucruri care, sau evenimente care vor genera efervescență artistică dedicată acestor evenimente, dar în plus față de asta avem marile noastre sărbători culturale, este anul cu Festival Enescu, este anul când pentru prima dată va fi director artistic Cristian Măcelaru, celebrul Cristian Măcelaru, dirijorul Operei Naționale Orchestrei Naționale a Franței. Avem a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Avem și de anul trecut am început să finanțăm și arta plastică și avem Art Safari, care este un mare eveniment cultural privat și care fusese văduvită de Primăria Capitalei. Din păcate, acolo avem o problemă, sperăm să găsim înțelegere până la urmă. Mai avem un lucru la care lucrăm și am avut chiar săptămâna trecută o discuție cu ministra culturii din Franța. După 55 de ani, Picasso se întoarce la București. Este 50 de ani de la moartea lui Picasso și Muzeul de Artă Recentă. E o știre la radio, probabil, în premieră. Da. Este Muzeul de Artă Recentă, iarăși un muzeu privat. A reușit să câștige, pentru anul Picasso, 50 de ani de la moarte, a reușit să câștige organizarea unei expoziții Picasso. Ministerul Culturii va fi implicat și cu sprijin financiar prin proiect prioritar, îl vom considera proiect prioritar această expoziție. Am discutat cu Ministerul Apărării și sunt deschiși să transporte de la Paris și înapoi lucrările Picasso. Va fi un an extrem de bogat și mă bucur să pot fi parte a acestui an, pentru că marea bucurie a unui ministru al culturii, care e vremelnic și, cum ați spus, sunt a doua oară, și numere absolute sunt al 27-lea și al 31-lea, da, cam mulți totuși pentru a avea continuitate, dar marea bucurie este să vezi că rămâne ceva, că se întâmplă niște lucruri, iar publicul românesc va avea parte de niște întâlniri fantastice. Fantastice. Am înțeles că la Festivalul Enescu va fi și o secțiune dedicată copiilor, ceea ce este extraordinar pentru... Este ideea lui Cristi Măcelaru, este... În linia moștenirii lăsată de Enescu, care a fost un om extraordinar de generos cu generația tânără, sub semnul generozității va fi organizat acest festival, iar faptul că ne ducem către copii este extrem de important, pentru că odată trebuie să înțelegem că, indiferent de nivelul la care se face cultura, este pentru toată lumea, nu este pentru elite, și este un mesaj pe care îl spun tot timpul, nu fiți temători în a merge către operă, către teatru, către balet. Nu e numai pentru elite acest fenomen artistic, este pentru absolut toată lumea. Frumosul te îmbogățește în orice formă ar veni către tine. Iar copiii trebuie să fie apropiați de cultură în orice formă posibilă, mergând către ei pe canalele lor. Și sunt convins că Festivalul Enescu va avea o dimensiune multimedia în acest an, cum a mai avut, iar fiind unul, cred că dacă nu, cel mai mare festival de muzică din lume, va pune din nou pe hartă România la nivelul la care ne dorim. Se mai întâmplă o premieră în cadrul Festivalului Enescu, va fi pentru prima oară când se va cânta în Festivalul Enescu la Botoșani, care este orașul de naștere a lui Enescu. Enescu. Ce faceți cu fenomenul OFF, cu independenții? Păi cu independenții nu. Teatru acela extraordinar care se naște, Teatru Independent Grivița. Este primul teatru care se construiește de vreo 75 de ani. Sunt foarte fericit că am reușit să ajut cât de cât acest vis să devină realitate. Prin unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii s-a acordat o finanțare pe care au câștigat-o pe merit din fonduri norvegiene de aproximativ 2 milioane de euro. Îi susținem cu toată puterea, pentru că e normal să fie așa. În plus față de asta, noi am avut pentru proiecte anul trecut aproximativ 20 de milioane de lei, proiecte prioritare,
care majoritatea merg către zona independentă, aproape dublu, dacă nu chiar mai mult decât dublu față de anul 2021, și anul ăsta vom fi un pic mai mult decât am fost anul trecut. Deci vom avea pe diverse linii de finanțare foarte mulți bani dedicați sectorului independent. Știu că nu intră chiar în domeniul dumneavoastră. Ce se întâmplă cu teatrele din București care au foarte multe interimate? Interimatul, cum se spune în România, este cea mai stabilă formă de conducere. Am avut și noi, mai avem interimate și la Teatrul Național. Și la Teatrul Național. Am avut o discuție cu reprezentanții teatrului. Am picat de acord să avem întâi o modificare a legii managementului cultural și apoi să avem concursul pentru a nu mai risca să nu avem un candidat admis, câștigător. Ce se întâmplă la primării depinde de deschiderea primarului. Eu vă dau un singur exemplu, îl cunoașteți foarte bine pe Constantin Toma de la Buzău. Da. Eu dacă ar fi să merg la fiecare ce capacitate managerială, ce deschidere. E deja o instituție în sine. Da. Asta vreau să vă zic, că dacă ar fi să merg la Buzău, unde este și circumscripția unde sunt ales senator, de fiecare dată când face ceva, ar trebui să stau numai acolo. Este extraordinar de deschis. Foarte multe fenomene. Face teatru municipal acum. Odată, la prima oară când l-a cunoscut pe Hadâr, că au stat de vorbă jumătate de oră și a adus Chișinău pentru Buzău în fiecare an, în toamnă. Depinde dacă vrei și dacă ți înțelegi menirea, pentru că nu poți duce o comunitate înainte dacă nu te duci către toate zonele, și social, și economic, și cultural, și educațional. Toma a înțeles lucrul ăsta. Le-a făcut pe toate, inclusiv banca de gene, care este extraordinară. Excepțional, este... da. Tot vorbim despre unire și despre fibra națională. Acolo l-a găsit pe cel mai potrivit om care să ducă așa. Constantin Vânătorul, care poate duce înainte. Am avut o sincopă și acolo pe vremea unui ministru de tristă amintire de la agricultură, da, din 2021. Acum s-a pus iar pe roate. Pe roate toată treaba. Legat de București, nu pot să nu-l critic pe Nicușor Dan, pentru că a plecat de la premiza că banii pe care îi dai către cultură se risipesc, înseamnă că duci arta într-o zonă a contabilității și nu se funcționează împreună. Nu rimează. A anunțat că vrea să închidă vreo 8 instituții de cultură, l-am rugat să ne întâlnim, să vedem cum putem ajuta, poate preluăm Centrul Lumina, să vedem, n-am reușit să ne vedem încă. Îi transmiși pe această cale cu toată deschiderea faptul că suntem acolo să ajutăm dacă este nevoie. Dânșii au 14-16 teatre în București, noi avem doar 2. Bucureștiul cultural depinde foarte mult de Primăria Capitalei și trebuie să înțeleagă acest lucru, să înțeleagă că parte importantă din veniturile pe care le aduce la buget economia Bucureștiului se datorează și turismului cultural și faptului că vin foarte mulți oameni aici și cheltuiesc bani. Este exemplul Sibiului, care investește foarte mult în festival și aduce prin turism și prin foarte mulți bani la buget. Deci asta trebuie înțeleasă, banii pe care îi dai în cultură nu sunt risipiți. Și dacă cumva se risipește ceva, dacă cumva se fură ceva, există instituții care pot verifica acest lucru. Nu trebuie să nu finanțezi plecând de la premisa că undeva se va fura. Da. Trebuie să se dea bani către oamenii care... E prezumția de nevinovăție. Și prezumția de creație, prezumția de dezvoltare. De dezvoltare. Sper să rezolvăm aceste chestii. Știu că peste cel puțin 2 săptămâni se inaugurează Timișoara Capitală Europeană. Aici are și Ministerul Culturii un rol important, nu atât de important precum îl au comunitățile locale și administrația locală. Exact. Noi nu am vrut să furăm scena acestui mare eveniment local. El este un eveniment internațional, este un eveniment de importanță națională, dar este al comunității. Și ce am reușit să facem, să deblocăm după 2 ani de zile cadrul legislativ astfel încât să-i finanțăm, și finanțarea este destul de generoasă, sunt 52 de milioane de lei date pentru proiecte culturale către Consiliul Județean și către Primăria Municipiului și 114 milioane de euro pentru investiții în infrastructura culturală. Deci Ministerul și-a făcut treaba, vom aviza proiectele care se aleg pe banii veniți de la bugetul statului.
În rest, suntem un partener activ, dar discret în această extraordinar de importantă manifestare și îmi doresc, cred că lucrurile sunt pe... Noi avem pe secretarul de stat de Metele Andraș, care se ocupă din partea Ministerului, au făcut împreună o treabă foarte bună, ca dovadă că analizând situația la care se află în acest moment organizarea Timișoara Capitală Culturală Europeană, Comisia Europeană a decis să acorde premiul Melina Mercuri. Da, pentru... Știu că Timișoara. Avem multe de discutat și asta cu dumneavoastră, pentru că este și fermecător, nu numai omul potrivit la locul potrivit. Știu că aveți un program generos, Rocultura. Știu că vă zbateți să modificați legea mecenatului, să fie mai... bună pentru... Tocmai am încheiat acordul de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pe 270 de milioane de euro, 200 și vreo 16 de la ei, restul de la bugetul statului, pentru infrastructură culturală și sperăm, nu sperăm, sunt convins că vom reuși cu banii ăștia să facem Muzeul Național de Istorie, să-l ducem acolo unde trebuie să trebuie fie. Trebuie să fie. Că tot vorbim de o zi istorică și suntem într-o zi istorică. Sunt multe lucruri care se fac. Și mă bucur că am din când în când ocazia să vorbesc cu oamenii, pentru că, în general, nu prea se înțelege ce face Ministerul Culturii. Ministerul este extrem de complex. În afară de cele 95 de instituții, are 6.000 și ceva de angajați, peste 6.000 de colaboratori. Este o instituție extrem de importantă. Și milioane de telespectatori, spectatori și auditori. Ei sunt beneficiari. Ei sunt beneficiari. Domnule ministru Lucian Romașcanu, ce transmiteți în această seară de 24 ianuarie, Măriei sale, ascultătorul român? Ascultătorului român îi transmit să aibă înțelepciunea, să-și aleagă oamenii care trebuie, astfel încât să trecem peste cei mai mult de 15, aproape 20 de ani de politica despărțirii. Suntem într-o zi a unirii și trebuie să ne unim iarăși pentru același scop, și anume mersul înainte al țării spre binele fiecăruia dintre noi. Suntem, din păcate, destul de divizați. Suntem în acest moment oamenii părerilor categorice de o parte sau de cealaltă. Trebuie să înțelegem că părerile sunt dreptul fiecăruia, nu sunt una împotriva celeilalte, și atunci le transmit românilor să încercăm să ne reunim și să fim aceeași nație pe care au visat-o cei dinainte noastră. Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos, domnule ministru. Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România, cu un om care se încăpățânează să creadă că România poate și trebuie să meargă mai departe. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în destinul României.